Am văzut o fereastră. Unde, la cancelarie, să intri noapte? Nu, mă, nu, ascultă. Bă, profesorul de sport, nu ăla de la mine, de la clasă. Ăla tu, că e doi profesori de sport în liceu, s-a îmbolnăvit de varicelă. M-a făcut varicelă, mâncața și gura ta și nu mai pot să mai predă, înțelegi? E, și am auzit o bârfă pe la locul de fumat. Căci că ăștia nu reușește să-i găsească profesor de ăsta... Soilex... Profesor sulipitor, imbecile, continuă. Așa, e, aici intervii tu, mâncața și gura ta. Eu? Că da, mă, dar tu, că tu îl știi pe ăla, pe Bogdanel Grasu, care face el toate hecărele din lumea asta, care să pricepe el să facă de-astea acte false, nu știu ce, ăla de-a vrut să le ia la nasa, mă, n-ai zis tu. Așa? De... Așa, eu rogi frumos să-ți fac o diplomă, cum că tu ai absolvit facultatea de sport. Eu? Da. După care, trimitem la minister, ca să fii tu, mă, mâncăță și gura ta, profesor... Sulipitor? Așa, exact. Ai venit profesor la liceu, ai intrat în cancelarie, ai pus mâna pe catalogul meu, l-ai deschis și îmi faci dintr-un 3 care l-am luat eu la română 8 și dintr-un 4 7. Ai înțeles? Bă, ajută-mă să mor, mă. E grav. Nici a putut să-i treacă la asta, pentru că... Dar te-ai gândit, mă, handicapatule, măcar pentru o secundă să vezi, dracu, comentariile alea pădure și cu asta, basta? Termină-mă cu prostiile astea! Cum să recu să fac așa ce tu îți dai seama că să-i fals în acte, e dreci, dacă mă prinde, mă bagă la pârnaie? Bă, termină-mă, Robic, mă, că nu se apucă nimeni acum să controleze la sânge unul care e profesor de sport. Bașca că mai e și profesor de stansoile... Sulipitor! Dracu să-l ia așa, care vine și două săptămâni, de care ultima e ultima săptămână de școală. Ce dracu, mă, mâncați-și gura ta? Ajută-mă, mă, Robin, că mâncați-și gura ta când văd de capul meu și vreau și eu să-mi fac un rost în viața asta. Nu mai face așa ca urolacul, lasă-mă, dracu, bașe. Tu vezi să mă, că dacă te jucă, s-a rămâi dator toată vieșișoara ta. Da, normal. Pupă. După. Pupă! Da. Uite ce fac eu pentru asta, vă trăiți arfomile. Vibrator. Deci e foarte simplu. Deci am nevoie în total de două acte, da? O diplomă în fals, când că eu la un moment dat am absolvit o facultate de asta care să fie cu specializare de sport și o trimitere, care, deci nu o trimitere de la mine, trimitere de la minister către liceul de la unde învață prostul ăsta, cum că eu trebuie să merg acolo și asul lipitor la liceul ăsta timp de două săptămâni. Fai de... Întâlnei? Băguriță, planul ăsta tu l-ai inventat? Da. Da? Da. Ești mai prăjit ca cu trei ani, când am plecat eu. Da, mă, tăceți un pic. Poți să ne ajuți? Da, că mă lași 24 de ore, te fac și ministrul învățământului. Adevărat. Cel mai șmecher e Bogdan. Bă, dacă ăsta vrea, te face președintele Americii, mă, trăiți al pămintei. Hai, lasă, să nu întindem, că asta nu cred. Așa zicea și Donald. Adevărat. Zi să mor tu. Bă, glumește, handicapatule! Doamne, trăi terfă! Bă, du-te, trecu, mărși! Acum ce faci acolo? Vreau să văd cât e de ușor de spart mail-ul de la minister să trimit direct pe mail-ul de la liceu. Deci omul e geniu, mă, adevărată, de geniu e. Bă, nu înțeleg ceva, să moară Gibraltar. Dacă ăsta e așa geniu, de ce nu-i faci o diplomă de bac și am terminat poveste? Nu mai pentru complică. Că e o chestiune de onoare, băieță. Zii, bă, prostule. Da, că vreau să iau bacul pe corectele și pe adevăratele. Nenorocire maximă, mă, nu vă puneți cu asta, ce dracu, pe corectele, adică. Cu mine care fac pe acolo și apă în cancelarie Mission Impossible, după aia la examen cu casca în ureche și eu afară în dubă să-i suflu, dar mi-te era pe corectele, da. Ce dracu, te pui cu el. Au zis, dacă ai fi pilot de Formula 1, știi cine ai fi? Cine? Alain Prost. A. Gata. Ești profesor. Adevărat. Felicitări, Rubică. Care, Rubică, mă, așa să vorbește cu cadrele didactice. Cine e de-o profesor? Ia-o, mă, mâncă. Bă, du-te, marci, dracu, la căcat de aici. Bă, închide, mă, gura. Până la care intrăm în liceu, nu mai sunt Rubică pentru tine. Dar cine? Sunt domn profesor, vrei să-i prindă ăștia? Adevărat. Unde, dracu, te duci, mă, handicapatule, că aici și-a intrarea profesorilor? Îi auză-l, dracu. Bă, scăruta la portale, treci. Ia, uite la el. Și astăzi aduce și cu asta aia teze la română. Op, să moară mamă! Da. Să trăiți, să rămână.
Bună ziua! Poftă? Vă dea Dumnezeu sănătate și măi cu s-a dublit împreună cu el și împreună cu Iisus și mecheri toți acolo sus. Dumneavoastră trebuie să fiți suplinitorul domnului profesor de sport. Exact, sunt sulipitorul dânsului, da. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Sigur, eu am primit decizia de numire de la... De la Bogdanel, da. De la minister? Da. Care Bogdanel? De la Bogdanel, de la minister. E, adică ministrul, că suntem prieteni. Da, suntem prieteni. Adevărat? Adevărat. Dar îl cheamă Pavel. Păi da, Pavel, Pavelică, Bogdanel. Așa zicem noi, prieteniște mai intim. Da. Mă rog, eu sunt Andreea Moroșanu, profesor de filosofie și director al liceului. Pare bine, sunt română. Sunteți de filosofie? Da. Voiam de foarte mult timp să cunosc un filozof, că am o întrebare așa... Vă rog. ...care voiam să o adresez. Înainte să se inventeze scuzele, exista greșeala? Nu m-am gândit, nu v-am gândit la asta niciodată. Voastră nu spuneți? Nu spuneți, sunteți de... de matematică. Nu, de religie. Ia uite, ați recunoaște, iertați-mă, n-am vrut să... Aici pentru dumneavoastră o întrebare, dacă se poate așa. Da, spuneți, ce întrebare? Când se îngroapă un chelios, adică când moare un chelios, se păstrează datina aia să-i pui un pepte în buzunar când îl bagi în sigur să-l pui în mormânt? Da. Păi și nu-i ironic așa față de el, adică mi se pare bătaie de joc, ce treacă să facă cu peptele ăla, nu? Mai bine îi pui doar batista, că el aia face, adică îi suflă nasul în ea și lustruiește chelia. Bine, nu în ordine asta, nu? Că rămâne cu muci în cap și... Eu acum la ce oră am? A 12-a ce? Și catalogii? Acolo, în dulap. Gata, la îngăt. Dar nu vă e frică să nu intre dracu noaptea cineva aici și să mai colecteze de notă, să mai motiveze absențe, toate? Nu, 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 pentru că după ultima oră, ori eu, ori domnul director adjunct, încuiem lacătul cu cheia. Așa? Da. Păi zic, ca cadre didactice, hai să pregătim generațiile viitoare. Bună ziua! La mai cu curaj, așa, mai din toți flămânii. Bună ziua! Așa, hai că a început să-mi placă meseria asta odată. Eu sunt profesorul vostru sulipitor de sport pentru două săptămâni, când lisește profesorul vostru de clasă, care am înțeles că are varicelă, vai de capul lui, îți dai seama ce scârpinăciune e pe capul lui acum. Pentru fetele din clasă care vrea să mă caute ca să știu mai multe despre profesorul lor, care vorba aia le lucrează trupul de două ori pe săptămână, puteți să intrați pe pagina mea de Facebook, se numește Robi Roberto FCSB. M-am trecut așa că mi se pare o nedreptate ce s-a întâmplat cu becarii și cu doamna, noi intrăm în discuția asta. Astăzi o să lucrăm un pic separat așa. Eu o să lucrez cu fetele. Și voi, băieți, mă duceți, jucați fotbal, haide. Păi cum să jucăm fotbal, că suntem doar trei. Jucați la mălai! Ce aia? E, mă, ce dracu nu știi ce aia la mălai? Duceți-mă și puneți la pariul, că tot activitate sportivă e, hai! Păi așa, da! O să începem cu câteva mișcări de stretching. Duceți-vă și luați-vă izoprenile alea de acolo, așa. Uite, bă, o generație de calitate, ce zicești?
Am terminat cu setul ăsta de exerciții. Continuăm cu alt exerciții. Domn profesor, nu puteți fuma aici. Păi zici, bă, de treaba ta, o rudă de oxigen poate să existe foc, deci se poate fuma. Nu. Mă refer, nu puteți fuma în incinta școlii. Sunt sigură dacă răspund la o întrebare. Bine, ce întrebare? Care lună are 28 de zile? Februarie. Nu. Toate are 28. În fiecare an, în liceul nostru, dar nu numai în liceul nostru, în toate liceele, în licee în general, există fraude la examenul de bacalaureat. Așa e. Elevii încearcă, prin diferite metode, să ia examenul de bacalaureat fără să învețe. Avansul tehnologic, desigur, îi ajută. S-au inventat tot felul de gadgeturi, de căști fără fir, aproape invizibile. Ce nenorocit, băi. Da, domnule profesor. De aceea, anul acesta, noi am hotărât să instalăm, pe perioada examenului de bacalaureat, filtre de percheziții, detectoare de metale, exact ca la aeroport. Nu-i așa, domnule director? Da. A venit o manole. Poftim? Nu, nimic. Și ăștia care se dau peste cap să copieze la bac, se mint singuri. Oare? Poftim? Zic, oare? Adică? Zic, doi, ce se uzi? În viața asta, de când te naști, ești mințit într-un. Când te-ai născut, prima minciună. Ce faci? Îți bagă în gură, bă un beberon, bă o suzetă. De ce? Ca să locuiască tâta. De ce? Că multe de femei nu mai are lapte. Cum dracu să faci, mă, ca să ieși gură ta? Că atâtea specii de animale de pe lumea ta sălbatice, toate și alăptează pui și doare probleme. Că n-am văzut animal sălbatic care să zică, ia să iau niște lapte, vreau să dau la asta mic. Numai la noi există așa ceva. La noi, la oameni și la animalele care le țin pe lângă noi. Ai văzut vreodată sălbăticie, vreun tigru, vreun leu, vreo aia, care să fie supraponderal? Dar unde dracu știe, băi, exact cât să mănânci și ce să mănânci? Și numai noi deveni grași. Tot de la minciun cu metru. Televizorul? Băi, televizorul te minte și dacă stă închis. Și femeile, că vorbeam de femei, eu încă te-i jurat. Înainte femeile, zicea, s-au lângă bărbatul meu până la capăt. Acum, de ce s-au lângă bărbatul meu până ce capăt? De ce să vede copii? Ca să ce? Să vină cu un prost ăla cu maiba să vină stropească pe stradă? Și școala ta mâncate și curată. Într-adevăr, îl învețe pe copil că doi ori doi face... cât face. Dar să-l mai vede și altceva, mă, mâncate și curată. Să-l învețe, cum zicea un om deștept la un moment dat, bă, viața e făcută pentru ăla care pune virgulă unde alții pune punct. Și apropo de punct, eu zic să punem și noi punct aici, așa, că s-a sunat să nu stea copiii singurei. Că de discuții avem podul plin. Adevărat. Hai! Bă, ce dă pe hol de acolo, chiar? Haideți! Uitați-i ce-a trei!